Dragii mei, vă salut! Bine ați revenit la un nou episod de Jurnalul Pescarului. De această dată vreau să facem un mic review la mult așteptata Rich Monkey Armory Tackle Box. Da? Asta este cutia. Asta este produsul și la prima vedere, după cum se poate observa, prezintă două capace. Haideți să trecem la partea superioară și să vedem ce este prevăzută. În primul rând, observăm că avem două zone de spumă foarte densă și două pliculețe cu pini branduiți Rich Monkey. Iar pe partea mediană, pe partea de mijloc, avem și două zone gradate în inci și în centimetri, care ne vor fi foarte utile atunci când vrem să măsurăm lungimea rigurilor, da? Cam asta este pe partea superioară. Hop! Așa. Și să trecem acum și la partea de jos. Ia uitați cum arată partea de jos. Da? Din nou, o zonă cu spumă densă și cu această mică bară de prindere a cârligelor, da? Avem 1, 2, 3, 4, 5 cutiuțe în care ne putem depozita accesorii, cârlige, agrafe rapide și multe alte accesorii. Și partea din dreapta cu diferite zone în care vă puteți depozita forfecuțe, croșete, fire și așa mai departe, și o zonă cu acest despărțitor. Da? Și partea de sus la fel. Aici și încă una aici. Da? Deci cam asta este Rich Monkey Armory Tackle Box. O cutie pentru accesorii și fire, cârlige și așa mai departe, care din punctul meu de vedere nu ar trebui să lipsească niciunui pescar. Da? Deci, asta este cutia, mică și compactă. Sper că v-a fost de ajutor acest review. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și să ne spuneți și nouă care este produsul pe care voi îl folosiți și care din punctul vostru de vedere este cel mai util. Să vă abonați la canal și să faceți exact cum facem noi, să visați la marea captură. V-am pupat, toate cele bune!